Cine spunea că doar iarna este sezonul căzăturilor și traumatismelor s-a înșelat. Accidentele casnice, loviturile, agresiunile au început să devină o obișnuință în peisajul vasluian. Ambulanța este chemată să intervină zilnic la zeci de astfel de solicitări. Știți ce este la mod acum? Deci în acest sezon, la noi, deci vă zic eu ce este la mod, căderi, traumatismele. Avem foarte, de exemplu, în 3 zile am avut 35 de traumatisme. Prin ce? Prin cădere. Cădere de la înălțime, pacienții se duc, cad din pod, mă refer mai ales la țară, din copac, din căruță, de pistolul cu fân. Da? Deci nu-ți atenți în privința asta. Cazurile grave ajung să fie internate la secția de chirurgie a Spitalului Județean. Aici însă, numărul de locuri este de mult depășit, așa că fiecare pacient se alege, fie că vrea, fie că nu, cu un coleg de pat care este posibil să aibă aceeași poveste ca și el. Aglomerația este foarte mare. Suntem pe dubluri. Presiunea în general pe secția de chirurgie este foarte mare. Foarte, foarte multe cazuri de toate categoriile. Predomină ceva anume? Foarte multe agresiuni, accidente. Accidente casnice așa, dar și accidente datorită consumului de alcool. Medicii se așteaptă ca după lunile de vară numărul celor care ajung la secția de chirurgie să mai crească. Așa se întâmplă în fiecare an, odată cu luna septembrie, după ce se începe culesul la vie.